Salut! Știi cu cine vorbești? Hm? Hm? Omul anului 2022, categoria podcast. Taram, taram, tam. Pau! Glumesc! Sunt același Vadim Cușnir și ești la același podcast, nota 2. Cu discuții 18 plus, într-un limbaj simplu, exact așa cum îți place ție. Pentru oameni maturi și copți la minte, da? Vizionare plăcută. Când ultima dată ai mâncat un distat, brec?

<laughs> da, Doamne ajută. <laughs> la mine este notat așa, eu am întrebat de echipă și au spus așa, deci Alexandru, o trăit în Italia, o revenit în Moldova și a lucrat la mi, -mi piace, de că oamenii știu da. unde a lucrat. Ai participat la șef și la cuțit și, și ai câștigat și ne-au spus că e spectaculos, vă a show cu tine. Eu nu l-am văzut, dacă sincer. Nu l-am văzut, dar trofeul e curtoie, adică... Fără. <laughs> <laughs> o trițat câte ți am văzut așa. Da. <laughs> deschis, <laughs> deschis YouTube și filma rețete cu soția da. și își iubește tare familia. e ca la mine cum este. e scris tot despre tine. Mm, și prima întrebare este, cred că ține despre... cum au am uitat la niște vloguri cu tine și cu primile atele, cu soția, unde tu faci okay, friptură de astea, montate, așa cum a spus Cum a fost trash. în general? Deși, de, de, Au <laughs> vizualizare, au 50.000 de views. Au, oh, au, oh, da, da, da. O prins YouTube, eh, în pandemie o prins. A, tu în e... pandemie asta da, fără. Da, da, da. Eu în perioada și am plecat de la Mipiace -mi piace uh -huh. și cumva în pandemie trebuie să faci ceva. Zic, de să încercăm să filmăm ceva. Dar tu până la mi piace ai avut restaurante sau nu? Uh, da, am avut un restaurant în Italia, da. O în Mars. Italia? Da. Dar cum e vă cu business în Italia? <laughs> Ai ars tipa de parteneriat? <laughs> Ți-ai minte la care ne o măt, cum a răspuns la jurnaliști, <laughs> <laughs> Ok, ok, bun. <laughs> bun. Nu, că am avut și eu în București. Noi acolo, e ni interesant pentru că noi acolo n-am avut rezistență, adică nu au fost bani și au fost conflict pe intern cu parteneri, așa, mini-conflict. Hmm, hai să spunem așa, la... <sighs> la 23 de ani cu o leacă de bani la nuntă, o leacă părinții m-au ajutat, bucătar bun cumva eram solicitat și într-o parte și în alta, mereu, eu cumva mereu am, am fost băiat care mușește uh -huh, uh -huh. și mereu am avut pasiune de ce -și fac. A, și ne s-a părut că gata, doi lei în buzunar, business-ul ei am mă fac milionier, Bali, Maldive, chestii de gen, știi, da? Nu no. nu a fost așa. Nu a fost. Sunt două lucruri diferite și antreprenor și și bucătar. Bun. Adică gândurile de acasă cu cel din piață nu prea pupă niciodată. Foarte interesant a. gând, dar când ai înțeles tu că două lucruri diferite?

Nu șcare, de exemplu, dar e ca dacă ar fi și să ne de eșec, pe mine mă interesează, dar și concluzii ți-ai făcut tu, sau cumva, nu concluzii, dar lecții ai tras din asta. Experiență de viață, să nu ai încredere în oameni, dar n-am învățat nici pe asta până la urmă. Da? Că cumva business-ul este în un cu metru care l-a uh -huh. botezat pe Nicolas, uh -huh. primul băieț. Ți-o l-a propus un parteneriat? Da, mi-a propus, l am un pachetat frumos, vindic, mm. cumpăr, vedzi că-i să ai 500 de euro pe zi, matematică, 5 ori 15, 15 mii, Mercedes, bă măi, îți înțelegi? Și bărghezi. <laughs> adică tabla mulțirii te știu, știu, împărțire mai puțin, știi? Uh -huh, uh -huh. Cam asta. Adică știi cum era pe timpuri să deși om în Italia, 1000 de euro pe lună, tac, 5 ani, gata, are 60 de mii de parte. Cam no, asta era matematica da. și la mine la 20 ceva de ani. Dar cum, tu ai, lansat, tu ai ajuns să lansați business sau nu? Nu, eu am ars. Eu am ars, am avut o, o propunere să cu un an înainte de a-l închide, cu 100, 120 120.000 de și de genul uh -huh. și o guță nu și a faci după asta hai că îți vieți, că cu și am ajuns la o stare în care pur și simplu nu mai putem, adică fizic nu mai putem. Eu lucram șapte din șapte, uh -huh. de dimineață până seara, fizic m-am epuizat, adică eu și gătem, eu și mă ducem și la cumpărături, adică eu bucătar, eu zăcup și eu direct, eu tăteram, Uh, și uh, Olguța inclusiv, uh, la mine soția de servență sală. Uh, și am ajuns la un moment când a intrat un chinez, că atunci chinezii cumpărau tot. Am făcut o propunere de 15.000, am vândut cu 15.000. Uh, miercuri am fost notar și vineri m-am la Moldova, ca să înțeleg. Nu ți-ai zis mă din cap? Nu, doar După o ofertă făcut de cruși. 120? Ce nu, spus? nu, 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 ne-am făcut cruși cu mâinile și cu cioarele, că am scăpat și la revedere. Și și să faci la Moldova, noi este cu cuși, dar cum este trece. Am venit acasă cu ideea de, a, de, de, a, angaja uh -huh. și de a-l trăi cu voi. Zic, dacă găsesc un salariu de 500-600 de euro, gata să... Rachet. Dar diferența e mare, adică din tăi ofertă de 120 de și să, tu ai refuzat da. și asta tu erai într-o stare. Da. Într o stare cu cumva speranță multă și încredere în ce, da. ce face. Și treci un an și oferta e de 15.000, adică e de 10 ori mai mică aproape. Când eu sunt așa ca om la caracter, adică din momentul în care e gata, ne sutăiet de un om, de o afacere, de un lucru, nu contează. Pierd, câștig, dacă e nu, e nu. Atât. Adică uh -huh. persoanele care lucrează cu mine cunosc. Eu și -o omul cel mai drag, care îl iubesc cel mai tare. E, am avut am un caz recent. E, om care ținem foarte mult la dânsul și-a permis un lucru, apoi eu un gata, dacă nu s-o eu tai raportul. Și-a permis un lucru personal ceva? Da? Da. da. Uh -huh. da. Uh -huh. da. Mai mult decât trebuie gata, eu mă despart și nu mă despart în cel mai frumos mod. Îți plac conflictele? <laughs> nu îmi plac conflictele, nu? nu? absolut deloc. Dar uh, când dau, vreau să primesc înapoi. Am înțeles. Mi, așa spare, așa. mi se, pare, firesc și mi se pare ceva normal. Dar la noi e... Dar și consider tu când dai? Atenție, timp și anume? Tet. Eu, eu, și eu cine mă cunoaște știi că eu sunt tare deschis din punctul de vedere. Uh -huh. Și într-adevăr, într-o persoană, dacă în relații dau maxim, da? Eu am o astragă, astrag în cuptior pe mai mult, știi? <laughs> și <eu>, să <laughs> la podcast, mulți a să revadă și așa zic eu. E, și din momentul în care cer pretinț să mi se dă

În primul rând zona, era într-o zonă de zonă feroviară, da, unde mergeau trenurile, stații mm -hmm. în fel, da? Uh, la prânz lucram extraordinar de, mine, de bine. Uh, eu cred că unul la mână, lipsă de experiență, la mine personal, da? Mm -hmm. Tânăr, și cam asta. Că dacă avem o leacă de experiență, poate iarăși oamenii se pornesc într-o afacere cu am 50.000, investesc 50.000 și eu cred că deja nimeni nu-ți gândește că trebuie să mă iau încă vă 50.000 să am și spatele un pic acoperit că dacă de un caz ceva nu merge bine e ca aici mulți greșesc din start. Bă, dar dacă nu merge, eu am puterea economică, de atât până la urmă de asta și merge vorba. Am puterea economică să țin pe minus un an, da, da, nimeni da. nu-ți gândește la asta. Da. da. Nimeni nu-ți gândește. Eu, eu inclusiv. Da, poate, nu, cum, nu știu dacă îți gândește, dar eu cred că mulți merg la banc pentru că nici nu mai au bani. Adică îi iau au maximum și trebuie să deschizi și mai departe speră la bine. Da, da, cu speranța... <laughs> Italienii au o vorbă. Chi vive sperando, more cagando. Eu nu înțeleg și asta. <laughs> Sper mult să înțeleg. Și <laughs> ni și ni trăiești cu chi vive speranța și și trăiești cu speranța mare pivotar cumva și... uh -huh. E urât. Da, am, am înțeles. În cazări, am înțeles. Bun, și tu ai revenit și ți-ai găsit un job cumva și ai început să filmezi vloguri, da? Tu uh, ai revenit uh, în no, de eu, am, eu am revenit în 2016. Apropo, chiar acum de Paște nu ținem minte când am revenit în țară, ori în 2016 și 2017. Eu am revenit în august 2016, după care pe 29 septembrie am început să lucrez la piace și am lucrat 4 ani, până în 2021. Okay. ok. Da, în 2021 s-a început toată pandemie, sau în 2020, 20, în 20, februarie, da? Cred da. că eu cam în februarie și-am plecat după patru ani. Și atunci am început să filmez. 2020 sau 2021? Uite, a trecut așa de te-am am uitat. Da, 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 ceva de genul. <laughs> da, 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 că, nu, în 2020, cred. Uh, dar cum e, dar diferențele care ar fi, de exemplu, e că tu ai avut restaurant în, în Italia și după asta ai venit ca... Povăr, da? da? Un șef povăr în, într-un restaurant, ca nu e a tău. Tu da. ai venit da. ca, ca angajat. Tu ai văzut diferență dată de organizare, de consum, de... Poți face niște diferențe clare despre eca. Italia, cum se comportă oaspeții și mănâncă. Nu, și mănâncă e clar că sunt bucătării diferite. Dar anume la comportament, la atitudine, atât din partea clienților, cât și din partea afacerii, în general. Sunt careva diferență așa evidențate? Da, să spun altfel. În atâția ani de acasă am văzut o creștere de calitate enorm uh -huh. la noi. Uh -huh. Eu când am venit ne-am pus o leacă mâinile în cap de și a să gătește la noi și cum asta se să, să deservește. Și am văzut că este loc unde să mă, să mă arăt că pot. Uhum. Uhum. Și așa sunt și put. Da aici e tare interesant. Eu am avut ocazia să interacționez cu multe restaurante din România și există o diferență foarte mare dintre deserviri în general din România și din Moldova. No, noi suntem o leacă mai buni, eu cred. Da, eu tot, eu tot așa cred și mulți asta confirmă cumva că industria e pusă mult mai eficient în picioare, anume la capitolul deservire, nu bucate.

Noi nu luăm București, Chișinău. Ne Noi da. luăm România. Da? Asta e Iași, de exemplu. Da, este o problemă. Dar iarăși, Iași e de 10 ori mai mică a Chișinău. Uh -huh. Chișinău Moldova e Chișinău, belt, punct. Adică la ziua de azi, pentru mine, e cam așa. în uh -huh. uh -huh. Chișinău, da, într-adevăr, sunt extraordinar de multe restaurante, printre care, dintre ele, sunt undeva, dacă nu greșesc, eu 600 de restaurante, bunii sunt 4, 5, să ajungi o mână. Ba, că tu. Dar ce înseamnă restaurant bun? A, calitate, mâncare, iarăși la mine e mâncare. Uh -huh. Da, și și găsesc, și regăsesc într-o farfurie. E, e, produsul final. într -o... Produsul final. Dar iarăși nu poți zic că e wow de dacă lucrăm toți cu aceleași ingrediente. Uh -huh. Adică mai mult decât atât și nu și ar trebui să facă băietul Aici avem de discutat, eu cred că nu ne ajungem un podcast. <laughs> Dar cu aceleași ingrediente te refer la faptul că, de exemplu, multe produse de mare vin din Odessa, la toate restaurantele, sau nu, ceva nu, genul Nu niște, vin da? din Odessa, dar iarăși, cu somonul lucrează toți, 80%. Mm. Uh, din momentul în care vrei să-l scoți din meniu, te temi, eu inclusiv. Uh, vreau să fac pasul ăsta, uh, dar mă tem, cum o să reacționeze mm. Unul Unul la mână, doi la mână, dacă vreau să merg pe un produs de captură, el e mai scump. Uh, oaspeții, cum o să-l perceapă. Ei, dar nu e mai bun, dar e mai uscat, dar mai nu știu cum. Mm -hmm. E că cam, cam mereu. Mm -hmm. Și de te temi. Îți te temi automat se riști, cam, cam asta. Ok, ok. Bun. Dar eu totdeauna am fost curios. Eu la restaurantul tău am fost odată, la gud asta din Deal, ah. care stă, da? Și nu a fost interesant, și nu întotdeauna -a interesant să generalizez anume statistici generale despre comportamentul moldovenilor, asta e pentru mine un fel de research, și mine mă interesează și, și comandă cel mai des moldovenii. Uf, uh, nu știu ce să răspund la întrebarea asta, și comandă cel mai des moldovenii. N-am idei. Eu, eu am schimbat meniul de treia oară, cred. Dar ai schimbat și motive. Că nu-mi place. Uh, eu am o, în cap o idee de restaurant. Uh -huh. Cum mi-ar plăcea să-l fac eu. Uh -huh. Da? Dar din momentul în care am mers la drum să deschid un restaurant, nu a fost frică să fac și eu, și vreau eu că m-am temut că n -a să mă înțeleagă. Uh -huh. Și cumva am spus... Eu în general m-am apucat să fac un steakhouse. <laughs> Lea, asta e trash. <laughs> Sincer. Eu, în general, m-am să fac altceva. Mm -hmm. Eu Eu zic, des să fac un steakhouse. Ia să așa așa. <laughs>

Nu-i bred, nu, scump, e bret, nu e bret, dar oricum. N-avem produse de calitate, asta și e mai mare problemă. Și atunci început să deschid restaurantul cu câteva gustări, paste nu avem deloc în meniu, o salată cezar nu avem deloc în mine, eu am alergii la <laughs> Și zic, hai să mergem cu carne moldovnească. Lin, problemă. Carne moldovnească, odată e bună, trei ori e re. Mi se întorceau steak înapoi, carne înapoi. Uh, cumva la oaspite ieșeam în sală și încercam să-i explic ei, hey, dar vedeți că e un produs moldovenesc. Și vedem pe fața lor, băi, să aștept, nu-i pohuiși produsul ăsta, <laughs> <laughs> eu vreau ceva bun, punct. Și zic, hai să schimbăm, hai să fugim. Am, mai mult m-am axat un pic, am eliminat bucatele din carne, hai să facem pe pește. O, pește, nu știu, putem merge. Ok, bun, bun, bun. M-am întâlnit cu unul, cu doilea, trei, le e, să așa, dar la tine e prea simplu, noi ne-am așteptat la ceva mai mult. Plea. ok, hai, nu de la capăt. Și -am mult lucrez la ceva mai sofisticat. Adică, nu ți-aș spune și mănâncă mai mult. E clar că noi suntem consumatori de, consumator de carne. Mm -hmm. E clar că bună ziua. Dar eu, așa, precum că noi carne bună nu avem, iarăși, noi carne bună avem, dar nu-i permite să o cumpăr nimeni, că este la țară, bibelic. Uh -huh. Este, este. Găini de casă, este, este. Unicul dișa nostru moldovnesc care e zama, eu restaurant nu pot să o fac ca lumea. Deși de eu nu am dreptul să cumpăr o găină de casă. Eu trebuie să mă duc să cumpăr o găină crescută, un pui. Noi pui, pui zama, gustasă, nu eu din puiul și aia, o zamă, cu asta nu fac niciodată. Mm -hmm. Dar n-ai voie de și să cumperi de la. Păi nu am certificat de calitate, păi nu am factură. Am înțeles. Eu nu pot să mă, mă duc să o cumpăr de la tanti Viera de la țară, de atât nu pot să-mi Dar ca produse e extraordinar. Uh -huh, uh -huh. Un porc de casă, eu nu pot să-l cumpăr. Lapte de casă, eu nu pot să l cumpăr. Casă, nu să cumpăr. Am înțeles. Și cumva cumpăr de la fabrică ies. Dar tu ai zis că carnea, mi-a plăcut cum ai zis că odată e bun și trei ori nu. Dar care e diferența între carne bună și carne ră cum faci față stresului, anxietății și depresiei? Am pregătit un curs de psihologie cu Maxim Orândaș. Ai 27 de lecții cu durata totală de 10 ore. Toți doritorii care se înscriu acum la curs primesc cadou un e-book trusă de prim ajutor psihologic cu 66 de exerciții practice despre cum să elimini stresul, anxietatea și depresia în condiții casnice. Găsește link în descriere și înscrie-te acum la curs. Ai o reducere excepțională în calitate de spectator a podcastului Nota 2. Bună întrebare. Dacă vorbim de carne de vită, cei da? uh -huh. ce consumă mai mult în restaurante... Uh... Vita nu e tot la fel. Da? Deci, Republica Moldova nu are o cultură de a crește. vite pentru carne. Uh -huh. Nu crește. Vite pentru într lapte. lapte. da. Automat să îți două tipologii de să numim așa, de vite, complet diferite. Da? Și tu nu găsești mereu constant. adică vita, un și punește băieți crească. Uh, vită pentru carne, blăcangus, la noi se crește, și la sud uh -huh. și la nordul dacă se crește. Dar nu mereu e bună. Adică o vită ne, ne smerește bună, carnea moale, gustoasă, suculentă. E, uh, nu, tri ribaiuri se ne meresc, de pildă, ațoasă, tari. Uh -huh. uh, deși, uh, unul la mână depinde și cum o crești, dar și cum o tai. Uh -huh. Și parcursul ei de viață. Adică nu intră atât de simplu. Nu mi se pare că am cumpărat blăcangus gata, eu să am cel mai bun ribai. Nu e așa. Nu, mai avem de lucru la capitolul dat Cu toate că și România Au o carne mult mai bună, dar și la și Cu producția locală, este o problemă Adică astea generații, sunt generații, generații Nu trebuie să ajungem la asta Eu înțeleg aici trebuie cumva și sistemul să fie aici, fiscal care spui tu Și fiecare om se poate vinde și asta tot să monetizează în documente Sau să fie jucători mai mari Care adună, fac Mă rog, nu știu Eu cred că poate ei și sunt, dar Ok, e ca un de asta. casă. Tu, ca să-l cumperi acasă. Din să Borș de casă? Un porc. Eu, va, eu, va, nu, eu nu știu. Nu știu. Eu, nu, eu cu asta nu. Nu o găină, un borș. Îți Nu, eu văd nu pot găti aproape. Asta e următoarea întrebare. <laughs> <laughs> Înțelegi? Da. Adică tu, ca să... Produsul gustos de calitate mm -hmm. e la țară acasă. Nu e în industrie. În industrie nu există calitate. Deci, calitatea niciodată nu se pupă cu cantitatea, uh -huh. da? Oh. Și de cantitate e puțin. Am da? scump. Corect, uh -huh. corect, corect. Problem. doradă. Dorada, dorada simplă care se duce la noi, tot e de crescătorie. Cu toate că cine am auzit cineva de unul într-un interviu, tot a spus că nu mă somonă de crescătorie, meghini stac așa oameni și nu crească pe așa timp. Dorada tot e de crescătorie. Uh -huh. Dar o doradă pescuită e de patru ori mai scumpă. Uh -huh. Eu aș cumpăra un restaurant. Dar acum stau și mă gândesc. Cât timp întrebește nii să transmit la oaspete diferența între o doradă pescuită și una de aquacultură. Uh -huh. E de trei ori mai scump, așa. Câți din oaspeții mei a să înțeleagă diferența? Eu cred că nu prea la o concurență mare, adică greu. Așa Senț? e vorba de cultură, da, da, da. Atunci și trebuie să fac. Trebuie să fug de dorade și de somon care le au și să încerc să lucrez cu alți pești. Înțeleg. Mm. Înțeleg. Știi, îi experimentezi meniurile. Restaurantul nu are una, așa, sau are un Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu. Noi ne-am deschis. Uh, Официально в сентябре. А пьяка, что три раза меню? Да. Интересно, т ⁇ ре. я Да? <laughs> 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 <Esi> <головец> да. Извини, спаримент. Да. 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 И говоришь с людьми, даже в ресторанах, да. Да. Адвокат, бэк, в фата, в фата. Инициально, мы Май в каждый день, да. Да. Știi cum vine la, la muzicanță, perioada anunțelor, știi, uh -huh. <laughs> <Și> la bucătare, <laughs> ba în stânga, bani dreapta, și sunt un pic mai puțin prezent. Uh -huh. Da, din luna mai, cam calendarul e alb, <laughs> șase să, să fiu mai diezule. Asta, tu mai mult în bucătărie stai. Uh, din câte da, am văzut da, episoade da, da, și perioadă. Da, Da. Pe mine întotdeauna m-am interesat cum să faci 20 de oameni sau 15 de oameni sau diferiți, da? să pregătească același meniu. Deci, mine mă interesează cum oameni diferiți pot să pregătească un meniu care e exact la fel. Cum tu asta controlezi? E ca, de exemplu, hai să luăm un exemplu. să nu luăm exemplu de pizza, dar același Cezar, da? Ok că îl pregătesc patru oameni, da. fiecare face câte un cezar și la urmă să iasă că toate patru miniuri de cezar, toate patru farfurii de cezar. Farfurii să fie identice aproape. A... Tu cum le verifici la ieșire? Sau cum asta se întâmplă? Le verifici da. la ieșire? A, sosul, adică la cezar e simplu. Salata, dar iarăși niciodată eu cred că în rare ori exact, exact la fel. De atâta, că și materia primă nu e exact la fel. Așași mm -hmm. Așa salată, doar nu e exact la fel. Iarna are un gust, vara are un gust. Mm -hmm. Dacă să vorbim într aceeași perioadă de timp, da, e ca astăzi. Da, de dacă se folosește așa la sos, așa la salată, așa roșii. roșie. Dar inclusiv și așa roșii diferite. Mm -hmm. Pâine diferite, salată diferite, nu poate să se la fel. Chiar dacă îți faci așa un experiment, eu îți dau exact ție aceleași ingrediente, eu aceleași ingrediente. Gătim aceeași posibil tu să ai un gust, eu să am al gust. Adică diferă gustul. Interes, dar pe, uh, uh, rezultatul este diferit cum apare? Că eu dozez altfel ingredientele? Idei n Nu, nu știu. Ideea. Dar da. noi am făcut experimentul ăsta în Italia, când eu aghenie și pusă în bucătărie și... Eu, eh, în general, am avut un șof bucătare extraordinar. Da, Samarco a fost eh, tata. Cum ești tu, tata YouTube-ului? El a fost tata bucătării pentru mine, știi? Eh, tata YouTube-ului Galben. <laughs> Eu sunt să -și <laughs> Apropo, eu am și putea filma profesional. Mm -hmm. Da, și m-am adresat la tot stimabilul domnul Ion Orlov. Apropo, noi suntem colegi de clasă, dacă ceva. Uh -huh. oh, nice. Da, da. E, datorită lui Dorin. Am mm -hmm. fost la interviul lui Dorin, apoi el mi-a spus, Saș, apucă și fă lucrurile mai profesional. Mm -hmm. Și de atunci el cumva m-a îndrumat, așa că... Ah, nice, nice. da, da, da așa <laughs> da. Bun, și tu ziceai că ai făcut experiment cu mâncarea și o ieși diferit. Da, și ieși da? diferit. Eu Am făcut cu șeful meu cu Marco. Uh -huh. Da, el e ca, vezi, e ca, de că eu gătesc cu pasiune, tu încă ești verde, nu cunoști. Contează că sarea. compuisarea... Eh, tu nu te uitați la... Se vede că nu-ți uitați la video mele. No, <laughs> la știu. Nu, eu m-am uitat la ultimele numai. Da. da. Eh, contează foarte mult și compuisarea mâncarei, să uh știi. -huh. Așa? <laughs> Ну, ну что так, туда к нугатешному там плат, да как у Амника ригатеш, когда к ледаюн требари бецет, упав даты с принари манкаре, шисариш, пипер, да ещё вану не да они не сутом плат, цей плат, я так ну я долго пипер трептат, яка пуй чап, сари пипер, морков, сари пипер. Ai pus carnea, sare, piper, ai pus sosul de roșii, vorbim de ragu acum, da? Uh -huh. Sare, piper, ai adăugat apă, sare, piper, dar iarăși în cantități mici. Iată că așa la tine se un gust uniform, plin. E că teto a fost sărat, piperat, uh -huh. în doză minimă, înțelegi? Tu ai un gust plin. Dar așa la tine e... Îi... Mm. Ok. Eu am pregătit numai o dată în studiu 20 de ouă prăjit. A, normal, ai să mâncat și eu. Să cu frum. maioneză și atât piste. Și am mâncat și de atunci nu mănânc <laughs> nici ouă, nici maioneză. Eu nu tot, tot nu mănânc ouă. <laughs> nu mi nu, 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 nu plac. Rar. Dar da, ce spune tu e că mie ne-a plăcut, eu am lucrat o leacă la McDonald's când am fost în SUA. Oh, de spate, mă duc. Te <laughs> <rău>. da, poate eu Dar deși, uite la dâns și fruza de asta? salat era <laughs> perfectă păstrată stradă, ca una. Care nu, diferența? Deși... Nu, nu pentru mine nu e restaurant McDonald's, nici n-am intrat în bucătărie, nici, nici nu vreau să intru. Unic lucru, știi, și mai aș învăța de la Dânșii? Și? Sistemul lor de marketing și de business. E că aici, da, aici pot să-mi scot uh, șapo. Știi? Uh -huh. Pălăria și în fața lor să mă închin. Dar nu ca bucătărie. Dar îmi pare mult mai provocator cum să faci același burger în de zile în fiecare țară diferită, în culturi diferite, și el să aibă același gust. E. Aproape același gust. E. A, tu te referi la condimente? La este cum îi E, simplu. Uh industria alimentară bazată pe asta. E pe de gust. Eu mă întreabă secretul în bucătărie. Secretul în bucătărie e foarte simplu. I sarea, zahărul, gras. teti, multinaționale sau Coca-Cola, cartofi prăjiți, tot uh -huh. asta e sărat, gras și dulce. Împreună faci succes într-o farfurie. Tu nu poți să gătești gustos prin salată. Când mă uit la ei și zici vai ce-i gustoasă salățâca aceasta, tu te băie în nafic și <laughs> la oameni. Nu poți să iei gustoasă salată. <laughs> Карем, ласки, салата каря ми мила, чи салата? Ну, яка мининка, <laughs> салата крухола широша. Да, байче, де густо. На. Тому вегетарианец супер. Вегетаріані мининки экстраординарный грас. Авокадо і грас. Я И сарі і густо. Арі сарі. І грас. Улеюр. Улеюр дісусану. Вау. Їлі з продуси граси. Doar că sunt grase vegetale, nu sunt grase animale. Dar e gras. Tot am e sărat și tot e zahăr. Am înțeles. Sunt? Da, înțeleg. Cam este... încep să înțeleg, Oleg. Mine m-ar interesa așa un lucru. Pe noi, eu am înțeles că podcastul ăsta se mai uită mulți băieți de prin diasporă. Dacă sunt și băieți, majoritatea, că sunt femei, dar sunt și băieți. Uh -huh. <trui> diferiți. De aici vine, învață-mă să fac trei miniuri ca bărbat. Ca să impresionez o femeie. Evident că femeile lor le așteaptă acasă, dar pe mine mă interesează cum să impresionez, dar pe și cum. Repede. Sau hai să pornim de la altceva. Care sunt top ingrediente pe care ar trebui să le am eu în frigider permanent, dacă nu pot găti mâncare? Sare, piper pierși, unt. din asta nu mă <laughs> esențiale. <laughs> și pe lângă de am o bucată de carne, o bucată de pește. Carne crudă te referi? Nu, no, da, dar și, și să o gătești. Nu trebuie să ca să o gătești, nu? Dar cum te-a tu față de mâncare făcută în magazine? E ca numărul unu este care stau gata făcute, catletele. Eu tot le cumpăr. Când mă grăbesc și îmi plac și să râgă așa pe și de uțele, îți dai seama? Apoi ea ca mai joară în <laughs> <laughs> ascunsă viața. <laughs> <laughs> nu, dă și eu tot somn Tot îmi um, place olivieul și ala care ți rău Dar nu știu, doar pancreas, înțelegi? Nu, dar am văzut termenul de valabilitate E 12 ore la dânjă Sau 8 la mâncare așa mm -hmm. Adică o cumperi și Ei. <laughs> Etichet ca mai chic pe jos, mai pui altă Am nouă. înțeles, bun, bun Hai să nu dăm uh, cu degetul uh, Nu, da, nu. No, da. no, 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 no. Păi până la urmă, bun eu nu pot găti în general. Crezi că la mine este okay. prea să pregătesc carni? Da, dacă să ai un produs bun, succesul unei rețete gustoase este materia primă. Punct. Dacă tu ai o materie primă bună, nu, uh -huh. tu n-ai cum să faci. E, e mai greu din... <coughs> să faci ciocolată. Uh -huh. Dar din ciocolată <coughs> n-ai cum să faci. Adică faci de pe un aparatul digestiv și adică, se... <coughs> <ai greu. coughs> Ok, bun. Deci, uite-te. Eu acasă am iaz yes. o castrulă și o tigaie și un ah. cuțăt. Și farfurii și pahari. Tu ești bucuria și fericirea linelei și numărul <laughs> Eu așa da seama. Ești și mai fericiți și uitați ca tine. Și <laughs> la îndispiță. A, bun. la plăcinte e o comandă. Normal. This. Da. Cum să e meniu de la Endes, apropo? E foarte e, interesant e, să aflu părerea ta. Când pare businessul ăsta așa de mult. E ca, e ca el, e, apropo, e businessul care a făcut foarte mult experimente din punctul meu de vedere. 15 ani la rând, experimente și experimente. Ca model de business, șapu. Uh mm -hmm. Meniu? Ca bucătărie. Hm. Ca pizza. Hm. Adică dar ca model de business e, e și mi-e tare în Moldova. Punct. Adică, cum... Uh, n-am ce spune. Ni îmi place că eu am așa o presunțări. Eu n-am analiză, nimic, dar ce și am văzut eu, ca business, eu deschis în tare multe locuri, locații și asta zeci sau sute de mii de euro investiții. și apoi închis și iar deschis, iar închis. Dar ca meniu... Eu am așa impresie că eu au găsit o formulă perfectă ca să satisfacă gusturile la majoritatea din Chișinău. Corect. Deoarece a luat nișa medii, uh -huh. care și cei mai mulți. Uh -huh. Preț. Uh, ca preț, în primul rând. Deci, eu cred că la și politica, în primul și în primul rând, sunt și scump. Uh -huh. Da? Automat reișind de aici, e cu siguranță iau putere de achiziții, da, ei importă mărfuri singuri Total de acord Dacă calitatea produsului Părerea mea este mult, mult, mult Unde crește uh -huh. Uh -huh. Dar eu cred că lor nici nu le trebuie o mare parte Nu Că dacă crești, inclusiv afectează prețul Cresc Inclusiv încurs, afectează foarte clientul corect. Uh -huh. Foarte corect Deci eu luat nici medie Bravo lor Dar și oameni vin la tine la gut ca și clienți Tu te poziționezi într-o preț mai mare, da? Într-o uh, Mulți spun că E cam scump Mm -hmm. Cam scump în comparație cu ce? Cred că e ca cu okay. media. Da. Nu cât? Da. Dar cât costă? Cât e un cec pe om? Tu l-ai calculat? La no, tine? nu, nu no? l-ai calculat. No. Nu, nu, nu. Chiar nu. Eu, de exemplu, dacă mă duc la Endes, eu cu 200 de lei adică mănânc normal. Poate ai 250, 300 maxim de un om. Asta înseamnă mm -hmm. cam 500-600 de lei la om. Nu cred că te la da, vreau... Iarăși, da, depinde și mănânci. Vreo 800-1000, mă tem, pe doi no. oameni, da? Pe no. doi, A, pe doi, da, no? da posibil. Dacă bești o țiclă de vin, da, cu siguranță. Uh -huh. Păi, uh -huh. iarăși, mușchilețul de vite. La cumpără cu 350 de lei. Mm -hmm. Da? Mm -hmm. Capul automat să aruncă. Are de curățit pe aliță, s Mai pierde de tăcal vacumez și-l maturez o săptămână, mm -hmm. îi mai pierd iar un 10%. Îți dau 200 de grame, 220 de grame într-o farfurie, plus o garnitură, plus pătește bucătare, nu, nu pot să-l dau într-o 150 de lei. Eu înțeleg, eu înțeleg. Adică cât de tare mi-aș dori lucrul ăsta, dar nu pot. Am și trei copii acasă, știi? <laughs> <laughs> până la trei copii tu mai ai și arendi și echipă și... <laughs> corect. Da, și ești dorată, da, ok. Bine, eu nici nu pot să mă compar, deoarece puterea lor de achiziționare este mult mai mare, stai să dai seama, uh -huh. adică când cumpăr endis, eu n-am așa lași preț ca endis. Eu înțeleg, da. Nu, da, există așa ceva. Ii poate singur să-și importe chestiile și atunci... Da, a... da. Nu, eu cred că andezi, când faci o zăcubcă, faci pentru zece mii de clienți, dar tu pentru 300 sau pentru 100 sau Şi... pentru 80, da? Corect. Asta e ideea. Corect, corect. E, în general, nu știu dacă tu știi ca model, majoritatea produselor se, se duc deja semifabricate în restaurante. Mm -hmm. Dar ne a plăcut și asta. Da. E ca e, altfel n-ai cum. Înțeleg. E ca așa cât de cât standardizezi produsul. Da. Și cât de cât e standardizat produsul. Da. da. Viteza de livrare, practică, e Corea. comodă și rapidă, meniurile diversificat suficient și mâncarea de cât eu să-mi fac ni singur, nici nu pot. Mai degrabă, ard ceva sau. <laughs> nu, eu repet, ca model de business e top. E top și de luat exemplu. Dar tu ai trei restaurante acum. Uh, sau unul aici în Chișinău. Haideți așa, în Chișinău am doar unul. Uh și -huh. două în București. Nu. Galaț, Constanța, urmează Timișoara într-o lună de zile, după care gestionez un brand șef în Iași, într-un restaurant și vrem două dar kitchen-uri să deschidem în București acum. Dar kitchen doar livrare.

interesant. Da. Și apă pe lângă asta mai este YouTube, TikTok. Mike Priest. Hai să revenim la YouTube. Tu nu de mult ai revenit cu videoblog. Tu ai intenții să-l dezvolți în și direcție. Și vrei tu. E că nu e interesant. Și vrei tu de la canalul da. tău de YouTube. Oh. <laughs> Stai că mă doare <laughs>

să fac ceva mai calitativ pe YouTube, că zic că să primească. Și cumva nu a plăcut ideea asta de, de, a fi online, știi? Mm -hmm. Mm -hmm. E, iarăși, te încurajează și faptul că oamenii îți să răspund. Da, am încercat rețeta, nu s-o da? Și cumva, e, mereu mi-am dorit să am ușa să ajungem, că eu, eu și prin Harman și, -o, și -o de la vecinul. Mereu mi-a plăcut ideea asta de profesor. Mm -hmm. Și cumva îmi place și aș vrea să fac asta pe viitor și undeva pe YouTube reușesc să fac asta, știi? Uh -huh. e, și am început cu rețetele. Treptat am văzut că mergeau, mergeau, mergeau rețetele, Adică de când s-a văzut TikTok-ul, sunt rețete în 30 de secunde. Da, Unde da. ți dă informația cum tu poți să gătești în 30 de secunde. Adică oasptile, sau nu știu cum să-l numesc, telespectator, nu e telespectator, ei, E urmăritor. Da, urmăritur, user, da, user, user da. o intrat, el nu are timp să piardă 10 minute, să uite cum în o rețetă. Știi? Adică uh -huh. el în 30 de secunde, fac să uitat pe TikTok, o făcut, o să duc și făcut. Lui clar plus minus și are de făcut. Bun, și TikTok-ul a început să leșine cumva. <laughs> nu TikTok-ul, dar YouTube-ul. Uh -huh. Și zic, Van, că de să faci ceva altceva, de să un. Facem... Ceva mai interesant, ceva mai, nu știu, n-am idee, des ne gândim. Și de atunci sunt scutite de asta, vedeți, și dacă să facem un vlog mm -hmm. satie, prin sate, prin. la persoanele interesante, rețete veche, cum are loc lucru într-o bucătărie profesională, adică deci mm -hmm. cum tot asta funcționează. Puteți să încercăm. Și am încercat. Și am afigit că asta e extrem de costisitor. Da, asta e scump. Asta te doare capul. Și al deți pe Igor. Care Igor? Înțelegi? Ah. tu faci două zile de filmări, pinglot, Какой ваш, да, испари, тарикотка, приятными. А, блин, душ сильнее, круто, классно. Карик, круто, классно, минут, уж и рыть. Супус камера же за точкой. Ваш мисс, адзек. Ширыдишь, ши, зъмбешся, ши, приколюешь, идутишь, и вы... А стоит, экстремный крил, если он лук в твоей кассе, а Сара лишь надо повод задефимать. Ши, выищи ты. Зая. două selfie, două țâță, două cur Igor grei, două prostei, vizualizare, dudui, pe TikTok, pe Reels, dar tu stai și faci content care eu cred calitativ, calitativ, tare nice, descoperi ce și are Moldova, unii se duce să te la noi rețete vechi. Eu am fost amul la Crocmaz, Nini o Asta e, un, e vorba de un video care. Da. Încă nu e publicat. Nu e publicat. Aha. E episodul 2. Eu ca bucătare, nu știam că noi avem așa rețete. Adică ravioli, tortellini, italieni. Uh -huh. Noi avem așa ceva în Moldova, tu știi Nu. Dar eu pot să întuiesc că în Moldova sunt multe. Sunt multe subculturi, micro subculturi cumva. Că vine, strag, găiță și germani și turșești. Și, vă, da? Da, și eu cred da. de aici și vine bogăția. Culinară. Și asta e, wow, unul, în primul rând, tu, uh, blin, moșili, ceva cu un că cu biuic. <laughs> Are restaurant sau <laughs> Nu, Buick asta e mașină de asta ah. americană, știi, care e da, da, da. poliția merge în da, da. cu miga, o, e ca de cei vechi. Da, da, da. Vă ce crutoi, tare. <laughs> și tu când descoperi ceva și arăți, băi, uite și oameni frumoși, e extrem de primitori. Noi cumva în oraș suntem foarte... Eu să zic că orașul te suge maximal. Uh -huh, uh -huh. Dar în sat încă a rămas spiritul nostru moldovnesc. Și încă să văd, ea că ridicat, așa, dar încă, în sat a rămas... Um, Sufletul ăsta nostru. Da, da, înțeleg primitori. Și... și tu ai de gând clătă. să continui, da? Ai de gând să continui să filmezi prin diferite sate, diferite rețete? Sau asta e precoți, stăr și... <sighs> Žinai, nu, kas <laughs> yra e idėja? Koncentruoti, e, kad esi, koncentruoti kokitativiai, jis. Tai, praktiku, e investicijai in į brandingą, bet brandingas yra šia fraza, la advertiser, kad aš turiu naujatę guna ir yra. naujatė guna, kai aš žinau, psiam kiltuoti, gimata, din buget. naujatė yra, kai aš nežinau, psiam kiltuoti, ase ir lautai, gimata. Teleši? Adica, brandingui neegonsau. Tai yra. Tai yra. Tai yra. Uh, bă, mergem înainte de tăc, undeva cred eu și asta îmi place uh, în ce și faci Credi e six points, da? six uh -huh. points uh -huh. asta uh, da, da uh, trebuie și avem nevoie și de sponsori asta. eu înțeleg Altfel. Uh, da, da, e clar da.

Da. Înțeleg, eu înțeleg. Eu, de exemplu, și aș vrea. Nu... stilul ăsta de videoblogging, el e bun. Eu am ascultat și mai mulți români care au devenit top și ruși, și restul. La dâns și la toți au fost un principiu. Și principiul ăsta, asta e un video pe zi. Mulți ani la rând, 2-3 ani la rând. Pe Da. Da. Asta e, ă... asta e provocarea YouTube-ului și a vlogului de top. Și acum, aici, nu, nu... Aici mai mult contează cred cum te organizezi ca echipă pentru că dacă te duci într-un sat să filmezi o rețetă, cred că trebuie să organizezi într-o zi filmări de cinci rețete cu cinci familii diferite. Și ca să ai pe o lună înainte sau ceva de genul ăsta. Mai scurt eu încă așa aș gândit, pentru optimizat. ai chiar din start, da? Dar deși nu mai este. Nu mai este, O rețetă pe zi, da? te încurcată, da? Pe zi, da? Numai că ideea e că nu, noi, noi, nu toate videourile trebuie să fie cu producții din asta mare. Adică băieții eu înțeleg și fac scenarii, sunt doi, trei operatori, poate, mă rog, scenarist, asta tot tema asta. Eu aș simplifica și aș diversifica conținutul. Nu e că noi ieri am fost și am filmat, nu știu dacă e auzit de kamikaze. Uh, nu, nu, nu. Nu, ești știu știu. serios? Nu, no, cred așa ceva. Nu știu. Nu, no, cred așa ceva. Trebuie să mergi la o hei vechi să ne cătăim cu ATV-urile. A, ah, gata, gata, gata. So, am auzit. fost? E, da. da. pe mine m-a invitat un băiat acolo, dar n-am fost acolo. Nu cred. Acolo trebuie să ai și uh, driver licență, da? De condus. La mine o expirat. <laughs> eu că fă... <laughs> nu <mai> <laughs> <C> <laughs> mă am pădure, n-am mă, unii te duci el cu ATV-urile, acolo nu <laughs> ce... <poliție, laughs> nu, acolo unii Noi, ieri am văzut căprioare, apropo. Uh -huh. Asta e tare, tare nice și tare, tare... Și a filmat călătorie, da? Noi am filmat și poți să faci, că cum poți să Moldova. Mm -hmm. e, și pare extraordinar Direu că eu până în ziua de azi m-am odihnit altfel. Mm -hmm. Da, nu știu cum la tine eu odihnim, eu mă duc la niște. țară, am da? <laughs> eu mă am zile că mă duc la țară, eu mm. un pahar cu vin, stau, e ca și așa. Dar acolo e așa un drive și așa o adrenalină turbată unde tu scoți tăzi drașii din tine și pur și simplu ajungi sara ca și zici că e asta așa de caifofo. e caifo, fo, fo, Și a doua zi ești buset. Ești plin cu energie, nu? Ești plin cu energie în a patra să, da, da? Da, da. te descarci maximal. a plăcut maxim și îți spun, îmi pare extraordinar de rău că n-am făcut chestia asta până acum. Și obligatoriu, o dată în lună, să o fac. Adică ți-a plăcut și vrei să repeți regulat, maxim, da? maxim, maxim. maxim. Bun. Da, uh, și ați filmat videoblog și o să iasă emisiune. Pe și o să asta, iasă, da? da? episodul 5. Acum urmează să iasă episodul uh, 4 cu Piața Centrală. Da, ce ai făcut <laughs> <laughs> Piața Centrală. Piața Centrală tot e cool și am văzut că oamenii fug extraordinar de camere. Uh -huh. Deși de atât că uh, <laughs> Леон, как се да каже, те са понегрита още като му е върху, nice, че? Да, енсуш, пяца-централ е тари, таре найс, и ако го персоналитет, и каквото са са фъкут хази в тази и обичайто е това, че? Да, да. Ако го тук лукава, са суфлети и човеки, но човеките са екстраординарни, депримитивни. dacă intri cu dânsii în, contact, măcar cât de cât, să asculti istoria, să vezi de unde vine și faci, că polul mașinii și asta e clar din start, îți spun de odată, de dacă vânzători. <laughs> da, da. <laughs> De asta nu e. Da, e interesant. Oamenii care lucrează la piață de 20 de ani, tu stai seama, la două, de 20 de ani, tu, tu la oara 6, și de acolo. De-am, ești în piață. Da. Și tu te închizi țara la 7. S -a S -a 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 trebuie, stai, să, să trebuie asta, îți găsești cu oamenii și să le vinzi produsă. Înțelegi? Cu asta, adică, da. maxim respect pentru așa oameni. Iar puteți să fac traininguri de vânzări. Precis. Deci sunt marketologi de la Dumnezeu. <laughs> eu dacă cunosc că nu, 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 nu poți să-mi bagi ceva, Adică asta e, asta e lumea mea. Eu sunt ca rechinul care înoată în apele lui. Și întrebăm, asta e de-a noastră? Da! cum să nu normal că de asta tău Nu, da, eu acasă muriesc. Și baci. Cu asta de la bază. Da, de M-am făcut și eu că înghit pe știi? Să că nu sară în cap. Dar, oricum, e respect, e frumos, e gustos, e E nice, e nice. Și piața centrală noastră e frumoasă, nu mai este așa de rău cum Am mâncat, când ultima dată ai mâncat în dista, ce brec? De mult, nu știu. Wow. Tu prost ochii și când al muști, apași în Da, da, da. E extra de Bun, sincer îți spun. Bun, bun, bun. Este problema că să că sunt jos vă două ori. Atsipalaiduok. Pabara. Svižiuot. Na, jisai, na. Karuga įsims, kaip apie tai. Jau vad, kad tu... Bet tu, tu vis partė būna, Moldovė Nilar. Su... Bet iš čia turiu savo darę. Lapi, nu yra. Štai įvarba <laughs> šiek tiek. Cara ščiaptą į heroidą. Dar...

Desi mai, nu, nu. De, totuși desimul mai pozitiv, știi, cred, sper. <laughs> nu, cel puțin tu așa îți controlezi starea ta, cred că, nu? Da, eu deși, la mine toată vremea este o întrebare care, eu o pun și -o puțin în răspund la întrebarea asta, că toți cumva, da, noi suntem și mai buni, da, noi suntem cei mai deștepți, cu fiecare în parte când vorbești suntem deștepți, ne știm și facem, și eu pun din toată observațiile, spun, băi, dar dacă noi toți suntem așa de deștepți și așa de buni, deși trăim așa de rău. Pentru că, în mod normal, dacă ar fi, am fi toți eu cred că s-ar forma ceva în societatea asta. Știi? Cum? Nu spun că nu se formează. ah, ok. Adică eu văd că se formează. Așa. Dar totuși tot, tot se întâmplă lent. Și e bunișor, lent. vine și Aha, așa trebuie. Bun. Și buneșor vine încetișor? Nu, da. Cam încet vine. Noi, copiii noștri înseamnă că să prindă binișorul. Mm. <laughs> tu până atunci ai, ai schimb de vreo 300 da, de ori miniuri. Ei să mult puteți grei pe tema asta. Eu... Eu, Dacă... eu în general mă stăruiesc și eu apolitic. politică. Uh Aha, -huh. am înțeles, da. da. Pește de la cap strică, trecă, să deci începem de la asta. Uh -huh. Da?

<hă>, uh -huh. a doilea <hă>, uh -huh. și ne rup tătii în două în două părți, să spunem așa uh -huh. și de asta eu cred că dezvoltarea vine mai grea. mai grea Dar cum crezi, ce ar trebui, ce -ar trebui și în numitorul nostru comun la tăți moldovenii ca noi ea, ca să ne luăm în mâini, serios, ca și societate din punctul tău de vedere Vreau valoare de scos în față sau vreau... Știi de ce? Pe, pe mine de, de vreo doi ani mă preocupă ideea căutarea ideii naționale. Asta e așa o aventură, -bă, știi? Ți-ai cunoscut fraza <laughs> brat, hai să mutim ceva? Da. Asta... <laughs> asta ne trage înapoi maxim. Brat, hai să lucrăm, hai să dezvoltăm. Ea ca master trebuie și e. și. Mm -hmm. e... munca, tu spui, da? Că munca ca ideea Eu națională. sunt ferm convins.

Mie <laughs> îmi place cum tu faci contrastul dintre bimol și milionar. Da, da, eu înțeleg, da. Da? da. Sau dacă nu, îți fac alte exemplu, <laughs> dacă <Ia>. vrei. <laughs> e, te duci fix așa, te așezi, se îngrămătesc 20 de băieți, fiecare vorgheze, iarăși, business-uri de milioane, miliarde, vine contul de, nu știu, 300 de lei la 10 oameni și, bră, eu cât am pus, 50, bine, dă 5 de lei, că n-am, așa, așa, Da, vorgim de milioane. Da. Шаста, ты и полк резин друмфел, да? Пойдешь ему? Я ушел в этот, ну что, друм партий. Ну, я еще везу. Дикая Мы Время ты то, да Гандим ты то. Ну, интересно. Да, 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 да. Я с Декордку, а Что Да не ну Мутим, мутим, кошем миллиарда софура то день муч. Nu? Prea asta e cultul, cred că la noi. Interesant, asta pune pe gânduri. Dar hai să schimbăm o leacă direcția. Eu am pregătit niște topuri, patru mai exact. Și interesant interesant ce răspuns răspunsul la topurile astea. Și totodată, dacă ceva, să mai discutăm. Primul top e despre top șef din lume. Eu îți dau doi și tu alegi unul. Care e mai bun între ei? Okay. Păi topul e făcut tu. Nu, nu, nu. Tu îl okay. formezi Ok, ok, ok. Așa, Scărlătescu sau bonde? După ce criterii trebuie să fac După ale tale personale, trebuie să dai numai un nume. După criteriile mele personale, da? Da, da. care, vrei, care vrei. A, care vreau eu, Scarlatescu. Și Scarlatescu, mai departe, Scarlatescu sau Dumitrescu? Scarlatescu. Scarlatescu sau Gordon Ramsay? Scărlă, la revedere. Frate, da, frate, dar asta e situația în viață, Aici e ai gata. Deci Ramsey, da? Da. Gordon Ramsey sau uh, Jamie Oliver? Gordon. Gordon Ramsey sau Salt Bay? Gordon. Gordon Ramsey sau Alexandru Comerzan? Gordon. <laughs> dar ajung de urmă. <laughs> <laughs> ok, bun, bun. e uh, moment cu Scarlatescu. Dar tu mai cunoști șef, în general? E ca din Chișinău. Sunt șef buni? Pentru că eu am căutat. Eu când am format topul ăsta, eu am luat pe cei mai cunoscuți, dar tot okay. căutam din Ucraina, din Rusia și zic că eu nu-i cunosc pe nimeni. E ca ăștia de la șef de la cuțite, da, trei, și încă topcii cu din lume, mai popular și -o tot. Și toți aici Nu, este René Redzepi, eh, Joël Robuchon, eh, Atunci, Italien, Alain Ducas, eh, da, Alain Ducas, eh, Carlo Craco, eh, Stefano Baiocco, smut, eh, smut, adică chiar smut.

Din Chișinău. <giric> Noi vorbim de de... de, de, -a. de -a e ca așa cunosc eu, adică cred că e ceva normal. Noi tot ne inspirăm de la dânșii. I E cumva tata bucătării, Gualtiero Marchezi, eu nu știu un bucătar italian care nu a auzit de Gualtiero Marchezi. n cum. Adică sau de

Faza, faza finală unde el gustă ceva de legume și se aduce amintiri de de copilărie, E că eu cred că noi bucătarii suntem capabili să trezăm extraordinar multe amintiri și emoții într-o persoană prin mâncare. Uh -huh. În Moldova mai avem lucrat la asta, cu siguranță mai avem lucrat, dar noi putem face asta. Nu, în Moldova cred că acum sunt generațiile care ar treză în din copilărie, asta și fel de mâncare ar fi cumva și tort Napoleon, nu știu, trebuie și, și o tare basic. De la franzeluța? Trebuie și basic, nu știu, colivă? E, e, și da și nu. E, nu neapărat pentru mâncare, dar pentru o metodă de preparare. Uh -huh. Și iarăși, e, deseori, dacă eu ies eu am făcut și chestia asta ca experiment. Uh, am dat o farfurie la degustare și n-am spus nică. Huh. Am dat o farfurie la degustare, am prezentat-o, am spus și și am vrut să transmit prin da? E că tu și să găsești stridea ușor fumată, fumată. ți minte nirosul ăsta când cât de fumat când se prinde soba, toamna, când te duci prin sate. Uh -huh. ăsta de, 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 vreascuri care ghinșe și arde, să tu știi că undeva ai dreptate. Adică tare mult depinde și cum tu asta prezinți la oaspis. Dacă mm -hmm. tu pur și simplu duci ai pus în față și ai plecat, da? și își fac majoritatea chelnerilor la ziua de azi. Deci iarăși putem discuta mult. Chelnerul este o profesie e extraordinar de importantă și frumoasă dacă vorbim de chelner. Mm -hmm. Dacă vorbim de prin Nisipadai, prin Chelner este extraordinar de puțin. Tu crezi că unul din skillurile principale a unui chelner bun, asta e modul de a prezenta produsul. Asta e Povestitor unul din. Unul din. din. Trebuie să simte oaspetele. Vede o masă mare, trebuie să știi și să propună cum să îndrume un oaspete la alegerea corectă. Vedi vede un copil, nu-i bagă un ribai. că am văzut și așa ceva. Cât de debil și handicapat trebuie să vinzi un ribai la un copil. дешидята, кто mm -hmm. mm -hmm. и прочин дин ванзари. Я дитя ка уамени фак лукру, ну дин пасюни, да пентру бани. Ша и ша ла база, екзиста о проблема. Спуни, ты рог фумос, кити бизнес урку ношти в Молдова, кари се трансмит дин тата инфил. Пцени, кред, ка ну, ну конас. Ну, ште. Я у Италия конос мульт. Компании мари. Кред, кшту, Tu te referi la ideea că trebuie de transmis valorile, în primul rând, da? Probabil, la noi valorii fac business ca să fac bani. Corect. Asta e ideea. Dar asta nu și fac eu. business că tata m-a învățat să deservesc cu oamenii, să-i hrănesc și să ia că, că avem tradiții, că restul, da? Vorbesc de strict lucru meu e că eu asta am văzut în domeniul meu, uh -huh. da? Cumva să fii bucătar, e, noroc, noroc, tu și fai. Ai, eu sunt inginer, eu sunt doctor. Eu sunt bucătar. Eu și măi. Cine? Știi că eu în primul în primul rând eu sunt chimic alimentar bun. ai e ai, momentul de spus că și nevata faci și nevata mănânc. Ai văzut? asta? <rătrui> <No, rătrui> nu. <No? rătrui> ceva am <rătru> pierdut. Ok, bun. La 0-2. Noi suntem pictori în farfurie. Mm -hmm. Eu pot să disenez într-o farfurie. Eu creez ceva într-o farfurie. Da, Eu mm -hmm. sunt chimic alimentar bun.

Intrați, <laughs> și cumpărați avem de tăiete. <laughs> oh, doamne. Dar știi și ne-am amintit eu de otrăjit? Când a venit echipa de la Manchester, Cristiano Ronaldo și au jucat meciul aici pe zimbru, cu șerif, și a plecat și a dat raport că majoritatea jucătorilor s-au otrăjit când au fost jumătate. Serios? Aici. Au avut ceva probleme cu stomacul, da, majoritatea ceva nu a fost ok. Și că am vrut să întreb, ai, ai, știut, ai,

Italiana sau franciza. Italiana. italiana sau turšaska. Italiana. italiana sau libanesa. Italiana. italiana sau amerikana. Italiana sau ukrainiana. Italiana, italiana sau moldovneska. Eili, ačiū, mašinai. Eili, ne resputa. Da și pot super nu, cineva. nu, nu. eu sunt foarte tare legat la tradițiile noastre. Uh -huh. eu nimeni... E, deși zic că mâncarea are emoții, dar eu am emoții când mănânc mâncarea. eu pot să să ne aduc aminte să mănânc ceva, să ne aduc aminte de bunie și să încep a plânge. și prin, cred că asta să mă fac să leg da, și părerea tu despre libaneză. Adică eu aș vrea să intru în detaliu că eu am gustat-o, la noi Unde? în Chișinău e puțină tare. Cuchni. libaneză, вообще. Unde Eu, de exemplu, că n Uite, Hai să vorbim acum un pic despre Glovo. Glovo e un agreator care cumva dezvoltă bucătăriile și Glovo este interesat că în aplicație să fie multe bucătării. Comparând Glovo din București cu Glovo din Chișinău, Minchi, <laughs> <Ce> și te <râz. laughs> În București este, dacă pui bucătărie libaneză, apă acolo e, sunt multe, multe grecești tip. separate și stăte. evident că tu ai, tu poți alege și tu poți să mănânci grecească, mâine libaneză. Și stăteșă. Care este cumva un fake a bucătăriei libaneză, dacă nu no, se adaptat mai departe. Ok, da, da, Pentru că e clar da. că... Ok, da. Oc. Și am căutat la un timp, acum vreo jumătate de an, m-am uitat pe vă și nică nu era, dar chiar eram curios. La noi. da, și mai nou au apărut niște restaurante care au careva bucate. Care, nu, nu, adică este poate specializat, dar eu nu le cunosc. Ok. Dar el e, mâncare tare specifică, cumva. Sunt cu carne, da, un fel de lipii, da, 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 da. Da, humusul de obicei este da, tot așa, da, da, da. da. da, da, da. Este, îmi place. Hai în general. Eu sunt împotriva la livrare. Uh -huh. Sau, mai bine zis, să pentru careva produsă la livrare. De ce? Închepuiți tu, îți comanzi o bucată care, nu știu, costă 400 lei, 300 lei, da? Uh, da tu cum să livrătorul uh, livratorul lato mm -hmm. și-a fugărit-o dintr-o parte în alta o, oh, îți fac un exemplu, eu de una zi ne, ne, ne am făcut ne-a poftă de sus și în comand mm -hmm. sus am pozat în telefon și cât e important packaging-ul pentru transport livratorul hurducat-o a apnit tot sus și a venit cu fundul în sus mm -hmm. eu sunt din domeniul și înțeleg chestia asta că se poate întâmpla. Acum tu-ți comanzi de la mine o salată cu bucată de carne caldă și mai mulți fac chestia asta. Pun salata cu cald împreună, capac la livrare, mm. 40 de minute pe drum. Cum îți livrez eu cei un produs? C Am și nu e așa cum l-am văzut în meniu cumva. Oh, mm -hmm. Te deranjează undeva chestia asta? Uh, eu cred că da. Da, cred că da. da. Eu sunt potriva la livrare. Pizza? Ok. Burger. Ok. Mai mult? Nu știu. Nu, eu de de exemplu, de ori am comandat, nu ne s-au răsturnat, dar eu am văzut diferența, știu unde. Am văzut-o la. La, la Indis, cred că. De exemplu, Eu des am mâncat perioada asta gyros. Uh -huh. Și gyrosul, când îl ia într-o farfurie, el arată frumos, mănânci repede, dar ei ți-l aduc despachetat complet să lăță ca într-o parte sau sunt într-o parte, carne în altă parte. Și, pur și la trebuie lucru. să <laughs> -alea. Și ele așa arată, nu? În restaurant când te duci să-l mănânci el într-un fel arată, dar acasă de am trebuie să închizi ochii. <laughs> păi asta, dacă tu... E, deci prețul la o farfurie este dat din mai multe aspecte, inclusiv farfuria, chelnerul care uh -huh. ți-o duce la masă. Adică, nu știu, livrarea, eu nu am suflet. Chiar nu chiar am devenit așa de linoș, ți am mânca, vin la restaurant și mănânc. Nu? Eu înțeleg că n-ai da, timp. înțeleg. Eu înțeleg. E ca... Aici e altă întrebare este. Dar... Uh... Poate ai observat tu, din și regiuni vin la tine la restaurant oamenii, că, deși întreb că eu am observat că l am plasat la Ciocana da. și de aici apare dificultate, de exemplu, botanica poșta vechi centru, cam cred că greu să ajungă sau nu. Eu mi-am imaginat că este obstacolul este. ăsta. Eu vreau să tu îl confirmi sau nu îl confirmi? El, este, cu siguranță el este. Este obstacolul ăsta, da? De dacă până ajunge la mine, uh -huh. da, tu treci, tu flămânzești. Uh, unul mână flămânzești, <laughs> dar tu Uh, sunt multe restaurante până ajungi la mine? Multi. Uh -huh. Bunișoare, da? Până ajungi la mine. De asta și eu tind înspre asta, în a face ceva diferit de ce și fac alții. Uh -huh. Să fie motiv clar. Să fii tintis, da, mă da? Da, da, da. da, da. Am înțeles. Ok, ok, bun. Așa. Mai am topuri. Stai că este ele sunt mai interesante. În coașe. Top restaurante. Uu, la gustul selecția ta, nu știu. Hai să începem. Gastrobar sau pe gaz? Uh, nu am fost niciodată, îmi pare că la gastrobar, am fost odată la pe gaz. Pe gaz. Ok. Pe gaz sau la taifas? Am fost odată la taifas și mi-a plăcut faptul că făceau plăcintele în fața noastră și le-au prăjit în fața noastră. Taifas vorbim despre taifasul de pe Pușkin, da? La taifas. Da. Plăcintă atât de viață.

Bă, crem de la crem au... Da, aici e gata, aici e Dacă ai pus în față dulce, gata, e plecat. Adio, tăi, față. Au, au sacer. Uh -huh. Mamă și de bun. Ok. Crem de la crem sau la sarchiz? Crem de la crem, nu știu. Crem de la crem sau zaxe? Uh, N-am fost niciodată. Crem de la crem. Crem de la crem sau sisters? Uh, ha! Crem de la crem. Крем для крем то кроста. Серый скус брату так поц. Ла ла кроста манка то даты. Ветские гля сучи с пиду подульчи. И клеру лезть кухал халвашку фистик. Уну ку халвал цен по нам звонят. Шку фистик ради буду. Sierai. Taip, nu ne dužduoji, klierai, udalės, nespisok. Na, lana, <laughs> <laughs> duoniai, duolubai, dievų. Taigi, krostas, ne, žinai. Da. Bun. Dabar, jo, ieraš, man kondus du patop restorantai, taip? Dėl karelio, okay. mai kasai, du panoti, rekomendati, unal. Ir restorantai rekomendasi tu. Dėl šilkarnulėmių numeratų. Sau, keiraš, počiardene šilkarnulėmių numeratų. Uh, mie e foarte tare îmi place, îmi place. Uh, Mergem, am fost de ori la Divus. Eu cred că sta e bucătar tare bun. Uh, chiar, 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 gustos. Uh, Tradițional, moldovenesc. Uh, e cu resort butuceni. Mm -hmm. Fantastic. că, adică... wow. Uh, pop, pop, pop pom, câteodată, nu hai că eu aici, mă Ok, bun. Asta nu-l recomand. Ni încă nu-mi place unde e el. Da? Adică nici nu-mi place unde e el. ca eu recomandă, îți nu să-l recomand. Da. Nu e acolo cum îl văd eu, că eu îl văd total altfel ni îmi place, noi avem bucate extra, eu cred că tartar mai gustos ca la mine, noi, poate odificat, noi, am chestii extraordinar de interesante, dar eu acum schimb în total, îl schimb la 60-70% cum mi-ar plăcea mie să arăte restaurantul. Uh -huh, da? uh -huh. Astăzi Asta nu am făcut asta din mai multe motive, chiar din punct de vedere economic. Da? Da, fac. Răbdare. Ok, da, ascult, dar tu, um, revenind la ideile de dezvoltare, te că când te mișoară, nu trebuie să deschizi, da? Adică deschis în diferite orașele din România. Tot good? E franciză sau no. diferite? Acolo e doar sus. Aha, Doar sus, Doar sus, da. Okay. Dacă, dacă a dat Dumnezeu un sponsor doi pe, YouTube, a pe tătii. De tot cu asta, știi? da, interesant. Da. Și acum încă un top despre bucatele moldovenești. Eu am mai adunat. Къти-ва ли ам адунат, дар ма рог... Дак са десерти, ръзпунди, дата ели. Ла А, ну хай. Борш-рош или зама? Борш-рош не е молдавински, зама е молдавински. Зама, Олеж, дар. Зама, уника, uh -huh. мънкари, конкрет, молдавински. Окей. Okay. Deci restul borșoși nu-i moldovnesc, sarmala nu-i moldovnesc, mă n-are și-i moldovnesc. E gata, tu îmi distrugi tot aici. A, și gata, scuze. Hai că nu și-i și nu. Interesant, interesant. Eu pur și simplu am luat din cei și consumăm practic majoritatea dintre ok, noi. Ok. Bun, zeamă. Zeama sau șubă? E clar că, că eu de-am înțeles prin nu, nu, Eu am și eu mor după șubă. A, ok. Șubă. Сама uh, пока куржит лакрима в моем образе, да, и шуба мне густота. Шуба или рашитор? Да, я же после сала не ем. Шуба. Шуба са Оливье? Хотя она на фашне, что бомбические. Спать и на шал. И околу. На шал, а тридя лесуна. А, тридя лесуна, да, шуба. Шуба са Оливье? Шуба, шуба, шуба. Șuba sau plăcinta cu brânză? O, oh, plăcinta cu brânză toată viața, dacă e făcută de lelea și vorbesc. De paște am ulezit, roc te rog frumos, fă două plăcinte și gata, ne-au făcut patru. Dar am vârtit de asta, că cu... nu, lelică, le faci niște plăcinte formidabile. Plăcinta cu brânză sau sarmale? Plăcinta cu brânză. Plăcinta cu brânză Ua, stai Te stai, tăc, sarmalele lui mama. Ia, <laughs> <laughs> da, <ce> <laughs> aici e problemă. Deci, băi, sfadă, neamuri. <laughs>

Колцунар. Колцунар со бабы неагра. Колцунар. Колцунар со плащент кузишни. Колцунар. Колцунар со колива. Ну, no, на еще ну мы забивердим, так еще и буника, и его убьем, и столько на ретариш колцунар, okay. а еще и регади суфлет. И а его ты матот ценит буника, кретка. Колцунар со туртикумак. Колцунар. Окей, okay, минунат. Acum să revenim. Și din asta a fost moldovenesc și nu. foarte bine disemnat. Eu cumva m-am condus după ideea și mâncăm noi. Ok. Da? Dar tu ai introdus așa un element interesant ca fiind, cred că, cultura, rădășinile. Deși sarmalele nu sunt moldovenești, deși acuia. Uh, -a. au influență turcească. De la sarma a învârti. Am înțeles. Sarmale, cam așa. Și mm -hmm. m auzit, na, nu, apropo de unul, chiar nu spus o istorie că era un șeu bucătar francez, sarman, nu știu cum numea acolo și mm -hmm. de acolo strage. Eu știu că de la turci strag sarman. Nu știu, evident că șuba și reșiturile sunt rusești, da? Mm -hmm. Tu știi că și italienii au ceva de genul. Și italian, cum se numește? E, dar nu se numește, e un fel de aspic. Da? În adică aspic, vizionat. așa, numai că se mm -hmm. face în mai multe în mai multe feluri și chiar și să vindești la marketuri sementalor de astea, carne, în bancuță, care tu faci în direct salată din trânsul, un fel uh -huh. de polut ușoncă în gelantină, cam așa sunt. dar Da, cimental, așa sunt niște, da. Dar pe care să moldovinești, moldovinești, în afară zama, de zama. unicul produs este zama, care nu-i sugăsăși nicăieri. Colțonașul nicăieri. tot, nu? Păi nu, de dacă italienii au cumva ravioli, este am influența înțeles. asta. Uh -huh. Iarăși colțunașul, e cam plus-minus așa luat, ca de la... Era zic montonurile astea. E, ravioli ăștia, e, chinezești. Uh -huh. Da, cam tot de acolo e cam așa luat. Uh -huh. E bun să mai adaug un ou. În general, la, la sud se face doar alatul de un ou fix ca la italienii, că eu acum am descoperit chestia asta. Și cumva nu sunt 100%... da colivă, turtele cu mac pentru mine asta sunt mâncăruri de, nu știu, de, de, mult și de făcute de bunei. Turta cu mac o regăsești în bucătăria franceză. Da, ei doar tot au, au uitat cum se numește, ca melcu, da? Uh -huh. Melci ce ești cu mac, ei doar tot au asta chestia uh -huh. din foiitaș. Cumva noi le asociem, dar influențe. Da, da, din, din alte popoare. De-aia ca zama noi le găsești

care cu mult carne înăuntru, rusască, cum e să numești. De regulă o mănâncă după băutură, după și bea a doua zi merge gine. Opa, ceva, eu am pierdut. Acro... Nu e acroșcă, mă, e cum e zice. Ah, saliancă? Saleancă, cu afumături, mă, nu, da. e, eu, nu sunt no? Eu iubesc, ador borș roșu, eu am mm -hmm. mâncat, pot să-mi mănânc de 30 de 4 ori pe săptămână, și zama... Borș roșu e ucrainească, da? Da, da, okay. da, 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 îmi place maxim. 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 Ok. Bun, hai să așa să revenim înapoi, înapoi la la sfaturi. Eu aș vrea să încheiem cu niște idei de ea, că eu nu pot să fac mâncare, vă și Cum supraviețuiesc? Dacă îți termină banii de a comanda mâncare. este puș de gătit. Cred. Da? <laughs> eu... eu cred că mă poate suporta tot în afară de foame. Nu degeaba este și vorba asta. Le băi chipiș la romii Când nu tragi... Tet. Putem suporta în afară de foame. tu foarte interesant vezi, tu vezi lumea pe mâncare și prin gusturi. Serios să spun, eu de exemplu așa nu văd și interesant să văd cum tu când eu numesc colțunaș, tu s-aduce aminte de bunica, când numesc, de exemplu, sarmale, tu s-aduce aminte de mama și tu faci legături directe cu, da, cu oameni și -a. cu emoții și amintiri. Da? Eu, de exemplu, când mănânc, eu mănânc. Gata, cacba. Hai, e ca așa între. Cum se dezvolt gustul ăsta? Fineța asta, că tu când mănânci trebuie să e ca adică. cum, cum simți emoția de mâncare? Trebuie să te duși. Adică, de, 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 dar eu cred că nici nu, e corect că mușa să că tu ești educat și Nu, dar <laughs> ești. clar că nu. direcția asta... E, fiecare dintre noi, uh -huh. eu cred că are, de să numim așa, un dar. Și asta trebuie să fac. Eu fac mâncare, că eu trebuie să încerc să transmit să pasiune de mâncare. Uh -huh. Tu, nu știu, ești bun și în YouTube? Nu o, să zici, dar, youtube dar, da, cum da? zic eu. <laughs> Învață-mă pe mine să fac YouTube. Uh -huh. Ceea că asta e fiecare. Nu trebuie să poți să faci uh, o asociere. Uh -huh. Du-te și în Europa. Da? Este omul care face apă și canalizare, este omul care pune faianță, este care trage lumină. Dar la uh -huh. noi, când te pui și faci reparații în apartament, Brat, uh -huh. eu fac tot. Fugi. <laughs>

Cred că da, dacă când, păi când mă întrebi Și când mă întreb cum să faci YouTube, să te să spun și eu, las că dacă îți vrei să faci asta, să ardă și te da, <laughs> <laughs> da, te, -te, te ai luat parte cei mi. Am, am, am ieșit moldovană din tine, <laughs> deci la o parte <laughs> ies eu la răzgăbor, știi? Fix așa cum ai spus și tu când s-a cerut o rețetă care... Păi, ți-am spus să ai unt, Aha. sare și zahăr. Obligatoriu. Și am întrebat obligatoriu. Și cum mă mănânc? <laughs> păi spune și ingrediente ai fără Numai asta e Nu, no. no, adică asta e de bază. Deși de atât câți Și e, eu în italian îi numesc. E de sapiditate, e de gust. Tu mm -hmm. dacă îți faci mâncare fără, fără, fără zahăr, e, sau fără sare, mm -hmm. e gata, e problemă. și e legume cu un zahăr. Numai că asta nimeni nu, nimeni nu realizează chestia asta. Și ești și apă conține zahăr. Numai că nimeni nu realizează. Adă-ți aminte de fasola făcăluită dacă mănâncă vă dată. Mm -hmm. De mult, cred că. Da? Și și ea aproape arsă, deasupra era dulce. Uh mm -huh. -hmm. Iată că s dus apa, împreună cu apa aciditate, au rămas fibrile și zahărul din trans. Dar zahărul nu dăunează. Că acum sunt mulți fete care va așa... diete, Fără zahăr? Variante, da. Uh, tet daunează în exces, tet daunează în exces. Și simplu, că teorie. Eu sunt în exces, de tăc îmi plac dulciul. Dar tu consideri că uh, trebuie să te limitezi de mâncare, dacă vrei să slăbești sau nu? E că, aici eu vreau să contrapun ideea ta, dragostea de a face mâncare cu Bravo. <laughs> uh, și exact ce trebuie. Uh, eu am o problemă. uh îmi -huh. place să mănânc eu noaptea mă trezesc din somn și mă duc și schit frigiderul. Tu ca să înțelegi. Eu știu, mai știu așa oameni. <laughs> <laughs> adică nu îmi eu nu mă pot opri. Uh -huh. uh, da, mă uit în oglindă. Am oglindă și eu acasă și și 35, stric copchii, sunt put, varicoză, nu mă știu și acolo. Bleasan. sani,

Tare nice. mea Radnaia e unul dintre cei mai buni fitness trainer din Moldova, știi? Și e cam pe cu dânsa. Eu, cum asta a luat loc, eu am stat și zic, Lea că eu sunt nu mai pot, poate să ceva suplimente. Și E, și saș și cu tine ceva suplimente. în primul rând, îți trebuie sport și mâncare corect. Și ai zis că și m-am apucat de sport. Și eu spus, dar tu ești bucătar, tu poți asta să faci, tu poți, tu mă trebuie să vrei. Dar nu e cumva, nu ne gândim nici, niciodată nici la, la tine, știi? Foarte bun uh, denumire și tare simplu, gustos și sănătos. Asta prea îmi poate și din denumire de restaurant, <laughs> dacă sincer, <laughs> serios. Dar este? maratonul tu vrei să-l faci tipa de vânzare un produs? Ei mai mulți oameni sau pentru tine mai întâi? Nu, eu maraton. pentru mine vreau să-l fac, dar Ok. poate no, să-l faci no. și de vânzare. Asta, poți să poate să fie idei de vlog paralel. Adică prea e ca zilnic, ca cioturi de este de maraton. Serios? Nu, da. E că imaginează să-ți propui 90 de zile de maraton sau că 30 de zile. 30. Și ca câte un video a pe fiecare zi. Și ți propui la început scopul unde vrei să ajungi și zilnic arăți și cum ajungi acolo și cu ce te confrunți, care sunt problemele. Să și marketing. Sprinești. Mai ales cum mănânci, cum renunți la ceva, cum, nu știu, greșești, cum, ca să. Eu ți-am spus, eu subitor de dulci. Și vin la sport. Și automat Natașca mă întreabă. Ce ai mâncat? Mm -hmm. Cum cu dulce? Zic, nu-i să mă crezi, caroci. Am luat o leagă de ricotă. O leagă ricotă spate. Da, de dacă acolo e numai proteină. am miscat cu o leagă de făină de cocos și o leagă de nierii. Uai, tu știi și bombă. E prima dată aud vă de așa combinații. <laughs> bombă. <laughs> și am vrut să mă fac de cap. O făină de, de, ciocolată. De cocos? Okay. O leagă, Nu... <laughs> Vadimar, dimanși! <laughs> <laughs> ah, hai! Tu și cu făină! <laughs> <laughs> e... <laughs> și dacă vreți să faci de cap, tu chești o leacă de ciocolată neagră uh -huh. și ai cap chestii să le pui o leacă 15 minute în morozil, că și după asta treci prin ciocolată și le pui acolo, știi? Și dacă dimineața te trezești la o cafea, tu iei sănătos...

cu susținerea fitness trainerului, să arăt rezultatul și după asta toată experiența o împachetez și o structurez și o propui și o vinzi încă la 30 de oameni prima dată și ei 30 de oameni și îi hrănești, îi plătească mâncarea una altă și îți vii la tine să mănânci. A, îți vii să la mine? Nu, v aș gătească de? acasă, că dau rețetele. Nu, poți să gătească, dar poate să vină la tine. Depinde de și cum vinzi produsul ăsta. Depinde de și vrei să faci din el și restul. Și tot străcuiești slăbitul. Și dacă pui la bază, stai de case-ul tău, stai de case la vreo 20 de oameni, da. tu poți face și restaurantul pe principiu gustos și sănătos cu trekking. Oamenii sunt restrăcuiască. Eu am oază 83. <laughs> <laughs> nice. nice. Nice ca idee. do do pizza chef, așa. Do, do pizza cam pe așa lași principii merge. Eu gamificat tare multe lucruri, experiență de mâncare a pizzei. Serios. Și la și tot ideea asta era... Și încă, dacă vrei să mai, să mai adaugi în YouTube, eu tot mă gândesc să cum tu poți diversifica și maxim YouTube. Transparentizează tot. În fiecare vine trebuie să vorbești despre business și provocări, câți oameni au venit, câți au plecat și conflicte, rezumate. În fiecare luni despre maratoane, în fiecare miercuri despre... Și tu începi a fași mult, mult content. Și povestești tot. În fiecare joi despre familie, în fiecare, nu știu, panimeași? Uhum. Mm -hmm. E ca provocarea de un video pe zi. Și mai este încă un hint care l-am aflat eu, exagerează mult. Cum am făcut 40 de mămăliji în bălți? Cum adică 40 de mămăliji? Exagerează ceva. într știi, Sau, cum Ilie vlog când va face? Am cumpărat 20 de pizza și le-am împrăștiat boschetarilor. Ceva de genul Se merge pe exagerare. Am, cumpărat 200 de pizza sau ceva de genul Am alungat 30 de oameni de la restaurante. E ca așa titlul trebuie și Trebuie mult în exces să tragă atenție. Că, totuși, a atrage cumva asta, vrei să spui, sau cum? Nu să conflictul. Conflict, conflict, da? Conflictul, da? m-am certat cu mama din cauza la sare. Ca, de exemplu, când tu ai fost cu un videoblog la părinți, eu aș băga în titlu conflictul videoului. Tu nu te-ai certat, nu m venit. și ce e că, asta trebuie să tragă. Pentru că există triggere. Deci, tot să rezumă al cele șapte păcate biblice, dacă vrei. Dacă titlul corespunde cu unul dintre cele șapte păcate biblice, el îi clickbait -ne. El lasă atragă vizualizări. Pe principiul ăsta merge foarte mult Dorin Galben. În monologurile, cum le formulează. Dacă stai să scoți eu nu știu, eu dacă eu, eu fac și copywriting, eu analizez titlurile, dar și începători ar fi un sfat. Băi, descărcați toate titlurile lui Dorin Galben din monologuri și analizați-le cum ele scrisă. Și ai să înțelegi că ele lovesc într-un păcat, ori în poftă, ori în invidie, înțelegi? Ori în, ceva. ori în zgârșenie. O loviți și în ciocolată. Cum să pregătești borș în 15 minute? Asta e în lene. Eu nu vreau să cheltui o oră să fac borș. Ne trebuie repede. Și asta înseamnă că tu trigherești lene în mine și eu vreau repede să aflu soluția asta. E că așa e vorba. <laughs> Și atunci transparentizează și pur și simplu multiple, simplifici producția, ca băieții să nu saturi, să alergi cinci oameni după tine în fiecare zi, că asta și scump. E extraordinar de scump. Da, mai sponsorii <laughs> da. da. Atunci trebuie de filmat zalpăme. Te duci într-un sat, filmează cu 4-5 familii diferite. Nu, ok. Iar că ca podcasturile tale ies în fiecare zi? Uh, nu, în fiecare... Nu, 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 nu. Ai stai că eu am făcut abia primul pas. Podcastul meu e o oră și 45, la tine 15 minute video. Nu, da, Și apoi eu și fac. Eu podcastul tă... pe YouTube ies o dată, dar eu îl tai bucățele și pe TikTok, shorts-uri, Facebook și Instagram ies zilnic te două bucățele. Și ele atrag traficul în YouTube. Și acum, după un scandal tare renumit despre care eu nu pot comenta, Ați <gângătări> mă abțin, <gântări> să mai fac unul, mars video scurt de 10 minute, 15. Dar să comunic mai mult. Și a tot a să l mulțesc până la unul pe zi. Pentru că altfel nu poți crește mult repede și... Nu, eu cred că mult... Iarăși, și spre deosebire... Uh... Дешелец, э, ну mm -hmm. mm -hmm. да. а когда я на ними не фаши, а контент, по ютубу молдовнеск. Да. в Румынии Румыния, мы есть чего. В Румыния есть много. В Румыния есть почти 1800 с 100 000 плюс абонат. Есть много. Пи гейминг, пи есть. Пи автомобили, пи эксперименты. В Румынии мульт мы кому-то я но Că noi nu este populație, nu avem telespectatori, oamenii nu se uită la așa ceva, sau poate noi nu suntem consumatori de YouTube. La noi toți vor fi pravilne. de atâta nu se dezvoltă asta. Pentru că marketingul este mereu despre morcovul din față. Dar la noi vor înțelege la ce mă refer. Titlurile suntem mult să le scrii trigger ne suntem sinceri să fie, tare mult suntem să fie sinceri în podcasturi. Pentru că s-ar încă, pentru că judecă la prima greșeală, pentru că bărfeesc mult. Și asta afectează, piața e mică. Dar totodată, deși noi avem precedente, Dorin Galben s-a dezvoltat? Da. Elis Vlog, un milion de abonați s-a dezvoltat cu audiență din România. Adică spate. Mă Carlos okay. Dreams în nivel de, de bun. Carlos nu e vlogger, dar mă rog. Spate de dezvoltat. Trebuie de văzut și fac ei, trebuie de văzut ce au în comun și vă. Mm, da, nu, eu pe știu, dar pe Dorin, da, de-am am și puț mă uit la careva, la careva interviuri. YouTube-ul funcționează, youtube are un lucru dar trebuie să fii constant, constant, și de zile. Și atunci el începe a funcționa, bă, nu se compare nici cu asta. Serios? Na, de la 3 ani mai departe, e ca acolo e efectul. E tu spui în fiecare zi, da? Na. nu, posta, postează o dată pe săptămână. Da, dar el, după el merge pe exclusivitate. El a adus fata care face pornografie. Deci cine? Tu ai mai văzut interviu cu moldovești care fac porno? Eu no, nu știu exclusivitate sunt care fac porno, de no, succesc, da, la da. asta. E ca dacă ai face, și băștu, cum am preparat borș pentru bounty,

Dar ideea e că e tot are nevoie de mediatizare, ca și ca om de media. Și atunci când scu, vrut să spun, <laughs> când se împreunează diferiți oameni de media, se creează produsă. Și asta e tot ce trebuie. Noi încă nici nu suntem uniți. La noi sunt mulți oameni populari, dar împărțiți sunt doi, trei și separat, separat. Ne, noi suntem mici, ne trebuie toți împreună să creăm. Dar la noi nu așa ceva. La noi e greu asta, da, pentru că dacă cineva supără, ei, doamne, ferește, asta nu-i produs media, asta de eu Santa Barbara. Ok, dar de la și supără, de la și supărările. De la faptul că nu poți diviza personală de profesional. De la faptul că nu-ți poți gestiona orgolele normal și ești slab la caracter sau la viziune, trebuie să te dezvolți. De la faptul că ai careva triggere din copilărie care nu se le-ai lucrat. De la faptul că pui

Dacă tu șeri, nu trebuie să te ofensezi. Înțelegi? Da, înțeleg. Înțeleg ce spui. Aici mai este o chestie interesantă. Eu nu pot. Eu cu Cristina am dezbătut subiectul ăsta. Tu dai, dar cineva te întreabă? Șeri? Ai e, bună întrebare. Știi, bu foarte bună întrebare. Și într-adevăr, în ultima dată... E, eu am stat și m-am gândit, când am pierdut băietul uh ăsta, -huh. apoi... Lea, nu, nu, nu se Da, Dar eu așa am fost da. să ajut, să fac, să dau, de. să... Dar, într-adevăr, el nu șirut. Apoi că nu trebuie niște super. Nu, după logica mea. Eu știu că asta e destul de greu, dar uite-te, dacă tu dai și pe tine nimeni nu te întreabă și tu dai și super. superi, înseamnă că conflictul în interiorul tău nu crezi? Asta e un joc care pe tine te aranjează să-l joci, poate. Asta e o întrebare, este fix așa, ne le pun și nie. Nu, n-aș spune că eu acum nu-ți fac războra și și de Nu, mai da, de ce? Le împur pările până la urmă. Sau dai da. numai la și care șer și atunci tu mereu ești în câștig și oamenii care șer tot vreme recunosc și tot ok și nu dai la tăți la rând sau dai la tăți la rând și nu-ți super pe asta. Pentru că, plin, oamenii sunt diferiți. Deci asta e logică cumva a mea. Și YouTube-ul îi dai la tăți. Să de amătăți... Nu, nu. Faptul că din momentul în care eu, înșut, uh, online, mm -hmm. eu am ieșit online, eu ne-am asumat. Mm -hmm. Că cuiva să-i plac, cuiva să Nu. Pohui. <laughs> Sincer. <laughs> nu o scris și... în presă presa despre tine, stai. Vă apșe pohui. important să ne afecteze Familie. și a meu. Af Familie. da. da, da. da. хртяр директ ну требу да памини персонал вообще похуй. да рапорту к уому кенту алай директ бляш тувецкий ну и just бизнес да есть суфле ты на рапорт ну критически же компортамент целюсь да Yes, yes, de că așa la care mă critic online El nu a interacționat cu mine yes. Indiferent Că șeri sau nu șeri Dacă vine inițiativa chiar și din partea mea E greu să l-apreciez Înseamnă că Nu mai punem Deloc de azi înainte Suflet între oameni mm -hmm. Și punem just comercial da, eu cred că la nivel de... ca de exemplu între mine și tine, da. asta ar fi nice. Știi de ce? Când tu pui just interesul mai întâi, da. tu lucrezi din interes tu, otele profesionale, eu mi-aș trece un careva timp, treci timp, treci timp și la un moment dat noi ne permitem să ne apropiem, mai sufletești. Și atunci sufletul ăsta trece și prin timp verificare. Dar dacă tu îți dai sufletul la tăți, um. la noi cumva să deprinși, să șteargă chișoarele alea cu oamenii de suflet. Păi, nu-ți pare că asta e pre... Îmi pare, îmi pare. Pre... drastic, pre... Da, îmi pare pentru pre... că... dur? Nu, dar pe noi nici nu putem să șim ca germanii. Germania alții s-a dezvoltat. Știi cum eu spun la mulți? Blin, tu... Mm. Tu te duci cu vașele și nu vrei să cașe, în balegă. Înțelegeți? Cum? Deși la noi în Moldova da, sunt da. mulți răi care sar în suflet și atunci pentru ce să-l deschizi la tață? La noi în Moldova sunt multe chestii care minimă tulbură, inclusiv știi că la noi în Moldova este, over, da, și este. Și o românii spidaraș. Da, eu am că și Da. zic, eu, -așa așa da. Zic, bă, eu nu sunt de acord. Dacă eu am acolo afaceri, eu comunic cu dânșii, da. eu am petrec foarte mult timp acolo și să spunem că ca oameni Тари, тари. Найс. Сар, мирел на помощь. И тебе помогать, мирел. Ебам, боец, румыня, и фети, и все, кто ему помогал. Экстраординарди много. Екстраординарди много. Да я в натребарис, и он говорит: что, как у Ну, это. спара. Да. Ты душин магазин. Былезвела. la revedere, o zi frumoasă, mulțumim frumos, tot așa mai departe, da? Bă, da, poate într-adevăr, e că sunt fățarnici. Ai uite, tu întrebi la noi, nici bună ziua nu dau, nici mulțumesc, nici la revedere. Păi las mai gine și fățarnic, dar măcar să-mi dă bună ziua. Nu? Da, dar eu nici nu cred că sunt fățarnici. E, e, alt tip de comunicare la români și gata. Nu știu, trebuie să înțelegi. Eu mă regăsesc, Poate că la mine e altă problemă, că eu am trăit de la 14 ani până la 27 am trăit în Italia și cumva asta e ceva normal să dai. Bună ziua, la mm -hmm. revedere, cum ți simți, o cafea, adică... E mobilitate, E mobilitate, uh -huh. și asta te face și eu leacă mai bun. Dar nu e cumva să biji pe viață, da. dar dacă să iei să scuturi... <gătă -i> <gătă -i> Și te înnegrești? Mă tulbă. Blea, Pățani 20 de ani. Da? Sau pățani de 25 de ani. Uh -huh. E ca Gordon a spus în felul următor. Până la 30, tu trebuie să o buretă care absorbe doar informații. Nu te gândești la bani. Da? Și am ajuns la 50 de ani și începe de ajină pe stat, pe șala, pe, șaland, pe șaland. Și eu vreau să dau o întrebare. Dar tu, în tinereț, ce-ai făcut? К стату мне должен. Да. Ну. Тебе никто ничего не должен. Ты, когда ты, ты, ты думаешь, что ну, ты не рай-тынер, ты бы стигндешь. Шес урмяза. Ну, рамой, малесам, не шучу, как в зикает, малесам... Ввоя сорта и как касадиши, mm -hmm. пенсия, лаба-тринец. Бессщинчер, им пукнут у меня дивидери. Ну, <решен> mă fut în pensia lor. Eu nu vreau să ajung să depind de pensii. Eu vreau să fac într-așa mod în care eu la bătrânieță să am eu pensia mea. Da, da, Dar să nu depind de un stat, stau eu să semnul în întrebării. Dar ce facem? Ne ducem cu americanii? ne ducem cu rușii. Dar cine sunt de ei mai multe pensii? În... Da. Transmit ideea? Sau, da, da, sau sigur, nu? sigur. Eu mai mult ca atât spun. Noi pensie nu o să avem. Noi -o să Nici nu e să avem pentru trebuie. că s-au prea mulți bani. Nici nu-mi trebuie. Uh -huh. de nu vreau. Eu o să nu fac singur. Să nu depinde de nimeni, absolut. Da. De că, uh, probabilitatea mea care eu alerg de zi de zi și de tine care îl de zi de zi, da, fără zi libere, uh, e mai mult că eu să-mi fac o pensie. Și nu trebuie să aștept da. de... Maia, Filațu și nimeni este acolo putere. Vă, ce nu mă interesează? Eu n-am treabă cu politică, nici nu vreau să aud din ața. Da, de că asta vezi e. că aici este o așa o chestie, e ține de democrație, de faptul că oamenii sunt diferiți și fiecare are nu, drepturile sunt egale și atunci nu toți oamenii aleg, de exemplu, să facă business ca tine sau ca mine. Sunt oameni care nu vor și da, nu, nu neapărat, ceva, Nu neapărat să, să faci business ca mine. Bucătar, poți fi unul dintre cei mai buni sau nu? Da, poți fi văbșe, da. da cred poți, că poți fi. Da. Și eu îți spun cum bucătar în Republica Moldova, bun un șef bucătar, poate să ajunge să câștige și 40-50 de lei. Mm -hmm. Și ței, nafic, nu trebuie să fii imprenditor. Iată, dacă eu primi 3 ani, ei nu ne, ruși ne spun, eu nu avem bani în casă să hrănesc copiii.

Šta ta kredi in business. Ei, crede. amu išėpia kredi. Kredi kai. Da ieraš, diši parinčiai gandės kažką, diu ar šį, jūs firm konvins, kad asta yra e, peribile, da, da. ne? Jūs firm konvins, kad asta yra problema unionisovėčiui. Taip, tai, taip, taip, taip. Damiukas, praeikutului. Eu e ca, ca să te completez pe tine, cred că lucrurile să înceapă să schimbe la noi atunci când... Nu vreau să iau ideea ta, că e frumoasă de a oferi suflet altor oameni și pe bază de asta de construire relații, dar totodată, acolo unde tu bași suflet fără element economic, uh -huh. înțelegi, uh -huh. acolo nu are de unde să se construiască. E ca, tu faci restaurant, tu poți să ajuți niște case de copii de exemplu, da? să-i hrănești da. o dată pe lună, grubă da. Dar da. nu să accepți oameni gratuit să vină să mănânce, Pentru că n-ai să ai economii. Tu ai cheltuieli, oamenii vin, adică tu și ești bun okay, ei, da. înțelegi? Și atunci când cineva îl duci pe altcineva, de exemplu, dintr-un oraș în altul, trebuie de plătit și trebuie peste tot să fie element economic, peste tot. Să nu fie gratuit, e ca brat, hai să mutim ceva, asta se termină cu ceartă și despărțit și, вообще practic, cu faliment, știi?

la un drum, să fac o afacere și între timp, după ani de zile îți dispart. Da. Deși, de atât, nu a fost o înțelegere clară da. de la bun început. Da. da, eu mereu zic, înțelegerea trebuie să fie pe mal, da? Mereu spun. spun o la 35, <laughs> ca Mars, <laughs> de două ori. Le-am luat la pucioc ca mai ceva, ca Bounty, știi? A <laughs> <laughs> Te-ai uitat? Da. <laughs> <laughs> Cum? Eu tot. Cum tu te mândrești? <laughs> Vendría цари ser inoastre. Так че колко боршо. Да, е кратко мулсо. Е кратко мулсо и так. И нормал. И нормал. Е дят таш факут хай из Ти слапорно. Тоооо, сериеш. Și, brate, vă la bușa, bate, To, eu, to, to, mi feriești. că, vezi, vezi că noi de ce am zis că nu ne reușește în YouTube? E că pentru că, doamne, feriești. Pentru că noi vrem, noi spunem, noi trebuie să ne educăm. Educația nu se întâmplă serios, mai ales în online. Mine, Cristina, am învățat așa un concept, se numește, deci, divertisment educațional. Inter, uh, -am uitat, cumva are un cuvânt în engleză împreunat. Deci tu trebuie să-i dar prin divertisment. Și numai așa. Și tu când scoți în față factorul divertisment și în back educație, atunci se întâmplă lucrurile. Eu am văzut că tu ești la ceas și spune Hai. cum să ridic YouTube-ul. <laughs> spune și eu te învăț să fac și mâncare. <laughs> eu o să mă mai gândesc, la mine s o desenă. Deci în urma la dialogul ăsta cam schema screază în cap Dar încă nu știu cum, că trebuie de calculat bine producția Schidă și tăia carta Miergi. La gut <laughs> Merge <laughs> <-s -i> <laughs> că noi cred că o să mai discutăm asta după Eu o să mă mai gândesc și o să ne mai vedem și o să discutăm E interesant, nu? Atunci când se întâmplă, de, de e vorba de canale media Care pot genera conținut și aduna audiență E interesant mereu aici la tine asta se prânească. Știi, tu, tu ai un lucru care mulți nu-l au din creator, carismă. Tu pe asta ai prins. De aia și videourile tale de la început, filmate cu telefonul, eu au câte 50.000 de mii de vezi. De este carismă. Și după asta și s-a dus carismă? După colț? S -s nu, colț. nu s-a dus. După asta audiența o uitat de tine. Asta e, asta e greșeala pentru faptul că tu nu ai fost constant. Și să reactivezi să fie o mai greu. Dar e posibil. E posibil, da? Da, da, da. Caroci. Не упрямо кретко, да? Мулцемец, <laughs> <laughs> мул на диск при ту баз на диск у там. <laughs> ем мулцемец. Да, мулцемец. Кастофост татаре прикольный наш. Мялись финалу кумолдова вообще. Он трат. Все te Să mă întâlnesc cu tot ce